Acum, tu spui că pe fiecare segment să-l împărțim în cât? În cinci. În cinci. Da? Una, două, trei. Cinci. Am 15. Și restul care mi-l luăm, 24. Deci, am aici o dată 5, încă o dată 5 și atunci rămâne doar atât, da? Zici tu? Da. Că 5 cu 4 cum face? 9. 9. Da? 9 acesta... Este 9 și acolo este tot 24 km. Și ce a rămas așa, tu spui că este 24 km. Și câte sunt aici? Aici sunt 6. 6? Da. Și atunci vine cât în fiecare? În fiecare vine câte? Spuneți-mi dumneavoastră. Cât facem? Am făcut 24 împărțit la 6. 4. 24 împărțit la 6. Egal cu 4 și 4 împărțit din la mic. Și asta una, sigur, cât face? 4. 4 km. Da. Și atunci? Pe un segment egal cu 20. Deci, un segment, de ce face 20? Pentru că avem încă un segment în plus la ăsta, la 24 km. La 24. Și atunci a rămas ăsta cât de? Cât de? De 20. 20. Și? 20 ori 5, 100. Deci ar face 100, da? Km. Deci, hai să facem proba. Deci, toată distanța cât ți-o dați? 100, 100 km. Distanța e cam 100 km. Ce înseamnă că prima zi face... Cât face? 2 5. Da. Adică totul se 100 se parte în 5. Da, adică tot. Adică 20. Deci 20, da. Deci 20 de kilometri. Asta înseamnă că 20 cu 20 40 de kilometri. Așa, prima zi 2 5 egal 40 kilometri. 40.000. Prima zi, da? A doua zi. A doua 10 zi. Plus 16. Deci face... 20 plus 16, deoarece ne mergeți face 3, 5, 5 din rest. Restul care era? Restul era de 60 km. Da. Da? Restul 60 km. Da. Și? 60 împărțit la 5 nu se poate. Deci 60 împărțit la 5? 5 nu se poate. Ia să vedem. 60... Împărțit la 5. 6 în 5. 5 în 6 merge o dată. O dată. 1 ori 5, 5. 1, 10. 5 în 10 de 2 ori. Deci, a doua, o singură cincime din 60 înseamnă 12. Noi avem câte cincime? Noi avem 3, ai spus tu, nu? 3. 3 cincimi. Deci, 3 cincimi înseamnă din 60, din 60 de kilometri, așa am spus, da. Urma 60 de kilometri, egal cu cine? Egal cu 12 kilometri. Nu, 3 cincimi înseamnă de 3 ori 12. 12. 3 ori 12. Și face cât? 36 de kilometri. Deci a doua zi face, după calculul ăsta, de 60 de km, 40 a fost prima zi, a doua zi face 36 km. Aici. Și a treia zi, cât ai spus cât face? A treia zi face 24 km. Păi 24 km. Și dacă adunăm 36 și cu 24 și cu 40, mai fac 100? Nu. Mi-am făcut așa, 40 plus 36. Da. Mi-a dat 40, când mi-a dat dumneavoastră în prima zi. Așa, corect. Plus 36. E a doua zi. 76. 76. Și până la 124. Deci, 36 cu 40, 76. Și cu 24,
24. Și cu 24 fac 100 la a treia zi, da? Da. Ei, unde apare greșeala acum? Să vedem unde apare greșeala. Deci, încă o dată. Prima zi, 40 de kilometri, zis bine. A doua zi, am zis că face 25 din rest. Și restul a fost 60 de kilometri. Domnul profesor, greșeala vine la 12. De ce? Pentru că dacă vă uitați acolo, era 9. Și unde e mai mic, face 4. Nu, dar la împărțire aici nu-i vine 60 împărțit la 5? Ba da. 12. Da. Deci vine 5 odată, deci de 2. 12 este o singură bucată. Dacă vă uitați, un segment mic e 4. Da. Și noi avem un segment mare 20. Așa. 16 4 minus 20, nu, dar 16. Adică 20 plus 16 e 36. N-ai făcut 3 ori 12, doar cu 36. Bun, n-ai făcut 3 ori 12, dar am ajuns la același rezultat? Da. Este același rezultat, da? Tot 36. Și acum, a treia zi, spune, facem 12, da? Da. Și 40 cu 36 face 76. 40 cu 36. Și cu 24? 100. 100. Ei, în momentul de față, deci 2-5 din toată distanța o face prima zi. 3-5 din rest face, da? Da. 3-5 din rest. Da. Ei, trebuie să spun că mă dau bătut. Ai avut dreptate și te felicit că ai insistat atât de mult. Da. Eu strecuram o greșeală și nu vedeam în clipa asta. Și tu ai fost... Dacă vă pune întrebarea câți kilometri eu am făcut? Eu fiindcă veneam 2-5, eram ăsta rest, 2-5 a rămas. Tu insistai, spuneai 2-5 din rest, domn profesor, nu 2-5 din toată, 3-5 din toată distanța. Deci el îmi spune așa, prima dată am vezi 2-5 din toată distanța. Iar a doua oară merge 3-5 din rest, nu din toată distanța, cele 3-5 mi-au raportat la toată distanța. Deci capcana problemei acestea este foarte mare, că același 5 se referă odată la toată distanța și același 5 se referă până la ce au rămas. Deci de aici este problema de o frumusețe la altă. Într-adevăr, vezi ce te feriți încă o dată. Dacă vrei, te pup din cu tot sufletul. Nu vreau să accepti deloc. Da, dar asta e marea lui calitate. Acum. Și știi ce ai făcut aici? Mi-ai salvat problema și m-ai scos pe mine din încurcătură. Am avut un moment, hai să spun foarte ce, apropo de chestia asta. Vezi, la matematică, da. Dacă ai un moment de slăbiciune, un singur moment, o singură fracțiune de slăbiciune, dai totul peste cap. Și pe mine m-a încercat un sentiment de mândrie. Eu merg acum ca la cel care, mă rog, își recunoaște vina și își recunoaște și ce era în sufletul meu. Și eu eram artistul cel mare, încercând să te convinc pe tine că tu nu ai dreptate. Iar tu cu lacrimi în ochi, spune-mi asta pe românește, cu lacrimi în ochi spune, nu, nu și nu. Și vocea ta este înregistrată. Iar eu, disperat, încercam să te convinc că tu nu ai dreptate. De ce înseamnă să te bați până la ultima picătură de energie pentru un adevăr pe care tu stăpâneai? Tu spuneai așa, ei 3-5 din rest, nu ăsta este restul. E raportat 3-5 la ce au rămas. Deci pe ăsta trebuie să-l împărțim în 5, dragilor, asta îmi spunea eu. Și cum să-l împărți pe 3 la 5? N-ai cum. Și atunci zici, trebuie să mulțesc cu 3 ca să facă pe fiecare, de ce cu 3? Pentru că sunt 3 bucăți rămase și mulțim cu 3, să fac 15 de acestea și luați numai 9 și ce frumos a insistat până când mi-ai salvat problema și mai salvat și pe mine. Știi? Acesta va fi un film antologic. Trebuie să spun asta. Un film antologic pentru că
Mi s-a întâmplat de atâtea ori în cariera mea. Mă trezesc că lucram la, cu olimpici, că lucram așa și ne băteam cum să tot cot la cot. Fiecare susținut și când avea dreptate respectivul, nu discutam. Deci ridicam, iată-mă peste ani, Mario reușește să mă dea de pământ în clasa a treia, dar să mă facă țândă, nu așa, nu e o joacă ce mi-a făcut acum. Deci nu e o joacă, este un moment foarte important. Deci și profesorii pot greși și dacă ai șansa să ai un copil așa care insistă până la capăt și te rog să o faci de fiecare dată. Când simți că ai dreptate... Și plângea și spunea că nu. Eu am vrut să-l scot la tablă, să-l vadă lumea cum plânge. Știi ce? Îmi pare rău că... Vino să te vadă acum, că acum lacrimi de bucurie. Vino, te rog, spune. Te rog, ascultă-mă, să lacrimi de bucurie. Nu, să zicem să lacrimi de bucurie a unui copil. Crede-mă că este o minune. Dacă nu te pot convinge acum să ieși, păcat nu te pot convinge. Nu e rușine că tu ai lacrimi de bucurie, să zicem, lacrimi de bucurie. Dar atât că era lacrimi de suferință, de durere, de neputință, spunea așa în sufletul lui. Cum, dacă eu văd că am dreptate, auzi ce trebuia să faci tu? Trebuia să zici, domnul profesor, vă rog să vă reveniți. Și acum îmi vine în minte o chestie. Eu trebuie să o spun și pe asta. Deci eram la faza națională la olimpiadă și aveam o elevă deosebit de valoroasă. Ei, când a ieșit de la olimpiadă, mi-a explicat odată soluția. Eu m-am uitat speriat, nu înțelegeam nimic din soluția ei. Și ea s-a uitat la mine și a spus așa, domnul profesor, n-ați înțeles. Așa e, mă, pe problema. Zice, vă spun încă o dată. Și iară repetat-o. Ceva am înțeles eu, dar nu înțelese dreptarea pe mine. Domnul profesor, știți ce? Eu știu că sunteți un profesor valoros. Vă rog tare, cum să vă concentrați, că altfel nu vă recunosc. Și atunci am înțeles că era o soluție unică. Nu era în barem, ea găsise o soluție unică la nivel național. Și așa, cum să spun, cum o văzut să ia, nu ajungea la mine. Nu reușea să o prind soluția respectivă. Deci, iată că astăzi mi s-a întâmplat o secvență cu Mario asemănătoare. Și nu, ce să spun, nu revin. Cât de frumos. Deci cincimea asta se referă la rest. Păcărerea era cu cinci care se referea același cinci la toată distanța și acum la cinci la rest. Deci nu avem cum să împărțim. Ce este acolo? Nu pricep. Cum să împarți pe ăsta în cinci? Că așa era acum ideea ta. Cum să împarți pe ăsta în cinci? Că trei nu se împarte la cinci. Trei, atunci trebuie fiecare în cinci. Foarte tare. Deci capcana este superbă. Asta trebuie problemă. Și loc să mai faci așa. Cum aceeași numitor pe strânt. Nu, că după aia vă dați seama de el. Nu. Stai o secundă. Figură ce ești. Uite, puteai 2 cincim, 3 cincim și data viitoare 4 cincim din 9 rest. Tot cu 5 ca să faci. Să fie treaba dură. Da. Cu tot cu 5, cu 5, cu 5 și pe care să fie foarte mare. Da, aia, nu eu. Nu. De acum mai păcăneți, recunosc, dar s-a zis, nu discutăm asta, dar tu aici, în problema asta, ai făcut o chestie superbă. Și mă bucur mult că ai ținut la idee, altfel era o trăsnaie. Spuneam eu când am să public filmul, dacă îmi dădeam seama de greșeală, nu o publicam, dar acum îl public. Pentru că trebuie să se înțeleagă că și profesorii au ghinionul să nu fie atenți pe un moment și profesori și învățători și mai departe. Dar ce-ar fi însemnat orgoliul meu dus în extremă? Spuneam nu și nu și nu. Și ce mare dramă ar fi fost ca copilul acesta să nu fie insistat. Deci el a insistat și s-a bătut cu mine cu lacrimile. El n-a avea de partea lui decât lacrimile. Și atunci lacrimea acestea nu se scau de pe obrazul lui și eu vreau să scap de ele, să văd. Și când mi-am dat seama, a pălit fața mea și s-a văzut în film că am început să simt că el are dreptate.
că eu făceam referire la regii. În momentul în care am făcut proba aici, hai să recunosc așa, că așa trebuie și așa corect, când am făcut proba și am văzut că pe modelul lui merge foarte bine, la 60 de kilometri se face cincina. Aici mi-am dat seama că, de adevăr, lucrurile merg foarte bine. La rest face cincimea. Nu la toată suta. Nu cu 20 mergem cât e cincimea în prima variantă. Ci că acum, în varianta a doua, la rest, e de 12 cincimea. De aici am văzut că eu făceam referire la toată distanța. Așa, cu 2 cincimi, cu 3 cincimi. Așa, cu 3 cincimi și acum nu mai vreau treaba. Dar tot raportam la toată distanța. Ori cincimea în prima variantă e de 20 pentru toată distanța și în varianta a doua cincimea este de 12 km, că e din rest, din cei 60. Superbă problema, superb, nici nu-mi vine să cred că m-am păcălit așa de dur și încă o dată îți mulțumesc pentru frumusețea problemei și pentru faptul că ce înseamnă să privești cu de sus. Ce înseamnă să privești de sus, crezând că tu nu poți fi păcălit. Adică, am zis eu, ce, acum, gata, asta e o problemă care nu are rost. Nu merge. Dar, de ce? Eu m-am convertizat că e același. Da. Deci exista cât de putut de mult tu. Bravo. Știi cât de bucuros trebuie să fii, Mario? Extraordinar de bucuros să spui că poți. Și din clipa asta, când te-ai bătut cu mine și ai câștigat tu, știi ce vreau să faci tu? Vreau să lucrez la matematică zi și noapte, dacă se poate. Adică să lucrez cu atâta plăcere, pentru că tu ai reușit să-l bați pe profesor, mă. Tu știi ce înseamnă asta? Este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla unui copil, unui elev. Când îl reușește să-l pună pe profesor în genunchi, și tu să spui că am avut eu dreptate. Și eu te felicit, așa, eu am recunoscut că tu ai avut dreptate. Deci din clipa asta iubești matematica cum nu ți închipui de mult. Așa trebuie să se întâmple. Deci este o cotitură imensă în viața ta. Că ce frumusețe să asculte acolo. Cât de plăcut este. Și cât de important este să fii atent la nuanță. 2, 3, 5 din rest. Nu mai este cincimea de înainte. Deci tu dacă veneai mai aplic spre mine, spune, dom'le, a fost cincimea aceea care se referă la toată distanța. Acum ai cincimea la rest, nu pricepeți, ce faceți, dormiți? Deci dacă așa veneai, mă desmeticeam pe loc. Tu aveai, spuneam, foarte tare. Vezi că nici nu-mi revin de bucurie. Să ții minte, în sufletul meu există doar sentimentul de bucurie. Și tu ți-ai ținut punctul de vedere. Asta este superb. Și să înveți din asta. Că atunci când ai dreptate, simți că ai dreptate, trebuie să vii la tablă, trebuie să spui, domnul, haideți să vă explic o dată, să înțelegeți ce fac aici. Dumneavoastră nu înțelegeți că e vorba de restul ăsta, de aici încolo. Și mai faceai să înghit în sec. Dar așa se face. Deci așa se trebuie să te bați. Am mai povestit și altă dată. Când eram în clasa 10, am reușit să mă duc la profesor cu toată clasa, am stat tabla profesorului de fizică și am stat cu el acolo și a explicat, după care profesorul a făcut ce am făcut eu acum. Eu am în minte ideea aceea, când el a spus, liniște, am predat greșit până acum. 8 ani de zile am predat-o prost. Acum o voi preda cum mi-a spus eu. Că eu intervenisă pe chestiuni de fizică, acolo simțisem fenomenul fizic și toți colegii mei sărise pe mine și spuneau, stai jos acolo, ți-e rușine, cum mai tu îndrăzneala, tu ești profesor, voi stai acolo, nu știu ce. Și m-am zis la catedră la ea, profesor. Și am stat de vorbă cu el. Și a spus, domnul profesor, țin 10 minute când am stat de vorbă și a explicat, din clipa aceea n-a mai fost elevul profesorului, a fost colaboratorului. Deci din clipa aceea, el venea la mine, uite, am o problemă de fizică, nu mi-e să mă închiruit azi noapte și dacă poți să uiți și tu. Deci asta lucrăm împreună. De aceea acum în mine s-a produs, iată, în timp, peste ani, te-am văzut pe tine și eu am recunoscut foarte repede că așa trebuie să fie, așa e frumos. Așa, copilul, elevul din mine a zburat din clipa aceea.
Și de fiecare dată când elevul a avut dreptate, eu mi-a scos pălăria și am zis, da, corect, eu m-am pălărit. Așa, da. Mulțumesc pentru problema și asta frumoasă. Încă o dată mulțumesc. Dragilor, tema, îi dați tema? Da, o problemă, două. Și dacă vrei și cu probleme cu flori, eu mai rămas acolo și cu vile. Faceți, da. Da? Ei, data da. Viitoare, când mai da. Timp. La acela. Mai faceți data viitoare. Și tu mai faci una din asta. Una așa. Mai faci una de asta da. Mai șmecheroasă. Mai șmecheroasă. Mm. Bună, ce șmecheri. Bine, dragilor. La revedere. La revedere. Să nu uitați de like și să vă abonați la Prof. Online. La revedere. La revedere.